Veste bună pentru tinerii care au împlinit 16 ani. Aceștia vor putea călători în străinătate neînsoțiți doar cu acordul părinților. S-au înregistrat 277 de voturi pentru, unul contra și o abținere. Proiectul completează legea 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate și modifică articolul 23 din legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului în sensul stabilirii unui nou regim de circulație în străinătate pentru minorii care au împlinit vârsta de 16 ani. Prin excepție, cetățenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate neînsoțiți cu acordul părinților ori a reprezentanților legali în condițiile prezentei legi, prevede proiectul. De asemenea, prin excepție, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărți de identitate simple sau cărți electronice de identitate, ca ori urmează să se deplaseze în străinătate în vizită la rude sau pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale, ori pentru a urma un tratament medical fără de care viața ori sănătatea este pusă în pericol și prezintă acte dovedite în acest sens, poate călători în străinătate neînsoțit de o persoană fizică majoră dacă prezintă organelor poliției de frontieră o declarație autentificată a ambilor părinți sau după caz a părintelor căruia i-a fost încredințat minorul, ori la care i s-au stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, sau acord notarial după caz a părintelui care exercită singura autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă, a părintelui supraviețuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statutul sau statele de destinație, la perioada în care urmează să se desfășoare călătoria, precum și la scopul călătoriei, mai prevede actul normativ. Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Camera Deputaților este for decizional, relatează Observator News.ro.